O prezentare generală a figurilor de stil. Mai întâi, vorbim despre figuri de sunet sau de repetiție. Acestea sunt asonanța, aliterația și onomatopee. Asonanța înseamnă repetarea unei vocale accentuate într-o secvență verbală. Când torsul s-aude la al vrăjilor caier, arginte pe ape și aur în aer. Aliterația presupune repetarea unor consoane, de exemplu, vâjâind ca vijelia și ca plesnetul de ploaie. Onomatopeia înseamnă imitarea de sunete și zgomote din natură cu scopul creării de imagini auditive dinamice, a popoarelor de muște sărbători murmuitoare. Sunt tautologia, inversiunea și enumerația. Tautologia presupune repetarea prin derivare din aceeași familie lexicală. Ce e val, cavalul trece, vom visa un vis ferice. Inversiunea înseamnă schimbarea ordinii obișnuite a cuvintelor într-un vers sau propoziție, a ierbii molatice lanuri letreieră cerbii. Enumerația presupune înșiruirea unor termeni de același fel pentru a amplifica ideea exprimată. Eram așa de obosit de primăveri, de trandafiri, de tinerețe și de râs. Figurile de gândire. Antiteza presupune prezentarea în opoziție a unor caracteristici, personaje, idei cu scopul de a evidenția o categorie dintre ele. Voi, pierduți în gânduri sânte, convorbeați cu idealuri, noi cârpim cerul cu stele, noi mânjim marea cu valuri. Hiperbola înseamnă exagerarea voită a trăsăturilor și a staturii unui personaj, a dimensiunilor unui obiect cu scopul de a reliefa importanța sa, măreția. Sălbaticul vodei în zale și în pier și zalele zuruie crunte, gigantică poartă cu polă pe frunte și vorba e tunet, răsufletul ger și barda din stânga îi ajunge la cer și vodă-i în munte. Figurile de semnificație. Epitetul constă în reliefarea unor însușiri deosebite ale obiectelor, ființelor, ideilor, fenomenelor și a stărilor sufletești. Ochii tăi mari caută în frunzea cea rară. Frumos odor e fulga și înaltă e făptura. Mii de fluturi mici albaștri curg în râul scripitoare. El are glas puternic și mers cu legănare de gingașă fecioară. Și părul său de aur în crețuri lungi se lasă ca pe strujanul verde cu caie de mătasă. Și zalele zuruie crunte, gigantică poartă cu polă pe frunte. Figurile de analogie. Personificarea presupune atribuirea unor însușiri umane, unor obiecte, lucruri, abstracțiuni. Printre gratii, luna moale, sfincioasă și smerită și-au vărsat razele ei. Comparația înseamnă punerea în paralel a doi termeni pentru a evidenția caracteristicile unuia. În pâlnia muntelui, iezerul netulburat ca un ochi al lumii s-a deschis. Metafora presupune un transfer de sens între obiecte. De fapt, este o comparație neexprimată. Ca realizare, vorbim despre metafora in prezentia sau explicită, noaptea e o regină lunatică și brună, sau despre metafora in absentia sau implicită, nevinovatul noul ou palat de nuntă și cavou. Tipuri. Metafora concret-concret. Spune tu, noapte, martor de smarald. Abstract-concret. Tăcerea-i gândului și a orei, concret, abstract și gândirea-i arătură peste care boi de scură plutesc, abstract, abstract, din vecinicia ta nu sunt măcar un ceas.
Figurile sintactico-semantice. Oximoronul înseamnă, de fapt, asocierea paradoxală a doi termeni contradictorii, suferință tum, dureros de dulce. Culorile le iau din apă, din dulci otrăvuri și din vânt. Figuri de insistență sau de adresare. Interogația retorică înseamnă formularea unei întrebări la care poetul nu așteaptă un răspuns, întrebarea având valoare enfatică. Și te slujesc, dar Doamne, până când? Invocația poetică înseamnă interpelarea adresată unei muze divinități cu scopul de a formula o rugăminte, o cerere, un îndemn. Tare sunt singur, Doamne, și pieziși. Cum nu vii tu, țepeș, Doamne?